După ce pe parcursul întregului an elevii săi au obținut mai multe medalii pentru clubul Taishin Dojim, pentru Irinel Bădulescu a venit vremea să urce el în ring într-o competiție importantă de kickboxing. Astfel, la începutul lunii viitoare, mușteleanul va pleca în Italia, acolo unde va participa la campionatul mondial. Într-un interviu acordat pentru Muscle TV, acesta ne-a oferit amănunte și spune, totodată, că este pregătit să se întoarcă victorios. Este vorba de campionatul mondial care se ține în Italia, unde voi participa și eu, ca sportiv. N-am avut norocul să-mi iau vreun elev de-al meu acolo. Sper să fac față cerințelor, ținând cont că nu m-am mai bătut de foarte mult timp. În perioada 7-12 se va ține campionatul. Ne întoarcem victorioși. Da, va fi piramidal? Vei participa pe o anumită categorie de greutate? Da, cu sunt într-o slăbire, bine, am categoria minus 75 și o să nu mă bat. Da, este concurs piramidal, locul 1, locul 2, locul 3, locul 4 și plus descalificări. Se anunță un concurs cu mulți sportivi. Da, te așteptăm cu rezultate meritorii și să facem o întrevedere chiar la Muscle TV în cadrul unei emisiuni. Vă mulțumesc frumos și aș vrea să mulțumesc în primul rând unor sponsori care datorită lor am reușit să plec în Italia. Ținând cont că sunt destui banii, ținând cont că sunt foarte mulți bani în joc, vreau să mulțumesc patronului de la patiseria Iepurașul, domnului Mihai Constantin, vreau să mulțumesc unui prieten din Anglia, Costi Iorga, Dani Vașcu, care are magazinul Barcelona, în Barcelona, Gustul de Acasă, Puiu Florin, Puiu Cristian, Neacșu, Ionuț de la trupa de la Fan, cine a mai fost alături de mine, nu mai știu acum, sunt câțiva prieteni din cauza emoțiilor. Oricum vă mulțumesc la tuturor și o să mă întorc victorios.